Această toamnă nu aduce doar schimbarea la fața naturii, ci și schimbări în sânul clasei politice. Sunt prognozate furtuni, vijelii și grindină cât pumnul, ce pot afecta relațiile politice în tot județul. După plecarea lui Sebastian Mezei de la conducerea DSP Hunedoara, a plecat și Marta Mate de la Inspectoratul Școlar, iar jurnaliștii din Valea Jiului au aflat și cine îl va înlocui pe prefectul Călin Marian. Surse din mediul politic susțin că, în ciuda prieteniei afișate între liderii politici din județ în urma vânzării termocentralei Mintia, tensiunile și nemulțumirile din și dintre PNL și PSD au atins un nivel alarmant. La PSD, vicepreședintele Consiliului Județean, Ion Bădin, s-a transferat la PSD Deva, ca să nu fie exclus din partid. Tot la Deva a ajuns după alegeri și Costel Avram, administratorul public al județului, după rezultatul dezastruos de la Petroșani. Unii socialdemocrați se întreabă ce caută cei doi într-o organizație condusă de un adevărat profesionist. La PNL, nervozitatea este și mai mare după ce Sebastian Mezei a părăsit postul de conducere a DSP Hunedoara, pentru că de 2 ani nici unul dintre cei 6 miniștri de la sănătate nu a scos postul de director la concurs. Prin negociere, postul este al PNL, dar niciun liberal de frunte din județ sau de la București nu s-a luptat să-l mențină pe post pe directorul care a adus plus valoare imaginii PNL Hunedoara. Dovadă că în PNL nu este nevoie de profesioniști, ci de prospături care răspund la comenzile politice. Tot liberalii vorbesc între ei că deja vreo 10 primari au bătut palma cu PSD, urmând ca înaintea alegerilor din 2024 să facă rocada. Liberalii optimiști își pun speranțele pentru reviriment în sondajele și planificările lui Dan Motreanu, ales în această primăvară prim vicepreședinte pentru strategii politice. Motreanu s-a poziționat încă de anul trecut ca cel mai dur critic al coaliției cu PSD, deci nu este exclusă o rupere a alianței de guvernare PNL-PSD-UDMR. Indiciile spre asta duc pentru că de la începutul acestei luni, Marta Mate de la UDMR a renunțat la funcția de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, preferând să se dedice doar activității la catedră. Din declarația dată presei locale, reiese că postul a fost temporar. Am revenit la catedră. Era momentul. A fost o decizie personală. Din punctul meu de vedere a fost bine, dar suficient. Am fost numită prin ordin de ministru pentru un an, iar în data de 31 august a expirat. Am ales să revin la catedră, o alegere personală și din motive de sănătate, pentru că e mult. La școală este nevoie de mine, a declarat pentru Știri din Hunedoara Marta Mate. În urma negocierilor din coaliția de guvernare, postul revine celor de la UDMR. Prin urmare, pe postul vacant a fost numită Sofia Sas, fost inspector școlar pentru informatică și minorități. Jurnaliștii de la Gazeta de Dimineață publicaseră încă de acum o lună numele posibilului succesor al prefectului Călin Marian, găsit, agreat și ales de PSD Hunedoara. Nu dăm numele persoanei pentru că, poate, între timp, după ce Nistor i-a arătat pisica, actualul prefect a reușit să-și aranjeze ploile și să rămână pe post. Rămâne de văzut ce surprize ne rezervă viitorul.